De o lună de zile, întreaga Europa și nu numai stă cu ochii ațintiți spre Ucraina din cauza războiului declanșat de Rusia. Un conflict care a ucis oameni nevinovați, de la copii până la bătrâni, bolnavi, tineri. O invazie militară neprovocată și nejustificată a Rusiei în Ucraina, care a ruinat case, a distrus spitale, farmacii, locuri de muncă și a nenorocit destine. Un tablou înfricoșător nu doar pentru cei care sunt obligați să treacă prin așa ceva, ci și pentru adulții și copiii din România care aud și văd imagini de la vecinii ucraineni. Să ignorăm sau să evităm subiectul ca și cum n-ar fi, să-l ascundem de copiii noștri sau să vorbim deschis și transparent cu ei, să ne implicăm cu toate forțele pentru a-i ajuta pe ucraineni, ei bine, l-am invitat pe doctorul Mugur Daniel Ciumăgeanu, medic psihiatru și psiholog clinician, cadru didactic al Universității de Vest din Timișoara și președintele Comisiei de Psihologie Clinică și Psihoterapie de la Colegiul Psihologilor din România, să ne îndrume ce trebuie să facem, cum trebuie să procedăm pentru a rămâne sănătoși din punct de vedere mental, dar și pentru a ne gestiona sentimentele de nesiguranță, frică și anxietate cât mai bine și pentru a avea o stare bună de sănătate fizică și psihoemoțională. Ce se întâmplă în Ucraina în momentul de față ne afectează pe toți, fie că direct, fie că e indirect, dar ne afectează. Câteva sfaturi pe scurt pentru românii care privesc, citesc și văd tot ceea ce se întâmplă în război și empatizează și chiar mai mult cu refugiații din Ucraina. Un prim sfat pe care eu l-aș susține în acest moment este să ne drămuim intenția de ajutor și să o transformăm într-o intenție durabilă. Este absolut salutar și absolut impresionant felul în care oamenii au sărit acum la granițe, s-au prezentat și s-au anunțat a fi dispuși să primească refugiați, să ajute material sau să ajute, cum să spun, sufletește persoane cu victime ale războiului și ale situației din Ucraina. Dar eu cred că cumva noi trebuie să ne pregătim pentru un termen mai lung decât următoarele zile. Și din punctul ăsta de vedere, responsabilitatea aceasta pe termen lung necesită altfel de resurse psihologice. Toată această mobilizare actuală trebuie să fie însoțită și de o anticipare a faptului că dacă acest conflict și această situație va dura săptămâni sau luni, noi trebuie să nu ne epuizăm bateriile în primele 2-3 săptămâni. Trebuie să ne gândim foarte realist cum putem ajuta. Și sunt sistemele acestea de ajutor, de tip sprijin financiar sau sprijin pe materiale sau alimente, dar care să creeze un ritm durabil atâta timp cât invazia Ucrainei va dura și nu putem să știm în acest moment care o să fie treaba și angajamentul nostru trebuie să fie asumat durabil și de lungă durată. Și cred că pentru chestia asta fiecare poate să-și vadă și resursele să analizeze în interior nu numai ce poate face mâine, ci ce poate face în următoarele, să zicem, 6 luni pentru persoanele din Ucraina și pentru frații noștri cumva de suferință. În ceea ce privește stresul și până la urmă toate informațiile astea negative care vin de acolo, încărcătura emoțională, ce pot face românii? Pentru că aud din ce în ce mai multe persoane care spun că evită să se mai uite la televizor, evită să mai audă, să citească dramele care sunt prezentate, tocmai în ideea că devin din ce în ce mai depresive astfel de persoane și plâng și nu mai dorm, au insomnii. Cum evităm să ajungem la astfel de tulburări până la urmă?
Da, aici e dificil de spus, pentru că pentru unii dintre noi expunerea la informații și cumva expunerea la ceea ce înseamnă fluxul evenimentelor ne ajută să ne păstrăm motivați. Pentru alții dintre noi, supraexpunerea de fapt crește anxietatea și crește cumva senzația asta de nesiguranță. Cred că fiecare își poate găsi propriul ritm de accesare și cumva de expunere. Ideea este că găsindu-ți ritmul, ideea este să-ți continui viața. Să fii informat, să fii legat, și cred că un bun tratament la care putem să ne, pe care putem să ne-l aplicăm este să mergem pe informații verificate. Să nu încercăm să mergem în acele zone care fie sunt conspiraționiste, fie sunt alarmiste sau panicarde. Deci să mergem pe informații verificate și din punctul ăsta de vedere să încercăm să fim alături de și solidari cu oamenii în suferință, făcându-ne și treaba de zi cu zi. Să ne ferim copiii de expunere foarte mare la informațiile legate de război, pentru că nu știu dacă un copil mic sau chiar un adolescent are capacitatea să integreze emoțional toată oroarea aceasta, nici noi nu avem de fapt până la capăt. Deci să ne ferim într-un fel copiii de o expunere excesivă. Și asta este unul din sfaturile pe care din ce în ce mai mulți psihologi îl dau. Nu lăsați televizorul aprins by default pe știri când copilul se joacă acolo, pentru că el se va impregna de starea asta de tensiune și de disperare mondială fără să știe de fapt ce se întâmplă. Să filtrăm deci informațiile, dar să nu ne ținem departe de ele. Avem nevoie de a participa la viața planetei și cumva de a participa la acest suflu de solidaritate care cred că îi ajută și pe cei care în momentul ăsta sunt într-adevăr victime ale unui război injust. Iar Colegiul Psihologilor și psihologii ar trebui și cu siguranță vor sprijini... Noi ne-am implicat și financiar în momentul ăsta. Am luat o decizie la nivel de colegiu de a sprijini financiar prin instrumentul Crucii Roșii. Și ne-am implicat și personal. Există o rețea de psihologi în care sunt în legătură cu rețeaua ISU, care pot în orice moment să ofere sprijin psihologic, și există încurajarea noastră a colegiului către oricine găsește modalitatea pe o filieră, printr-o organizație non-guvernamentală, prin sprijin personal, prin situare geografică, evident, cei care sunt la Siret sau în Maramureș sau în județul Galați pot să meargă acolo și să ofere, mai ales cei care vorbesc limba ucraineană sau vorbesc limba engleză, pot să ofere un sprijin pe acest lucru, și există o mobilizare în cadrul profesiei și formală și informală pentru a asigura acest sprijin.